Alul facturilor la curent electric, exploatările din Marea Neagră și, nu în ultimul rând, bugetul pe care se bate zilele astea toată lumea. Și, bineînțeles, despre protestul minerilor. După câteva zile bune de proteste în Valea Jiului, ministrul muncii Raluca Turcan a anunțat azi că cei aproximativ 3.000 de angajați ai complexului energetic Hunedoara își vor primi salariile restante în 3 tranșe. Prima va fi pe 25, pe urmă pe 26 februarie, liderii de sindicat le-au cerut minerilor să oprească protestul. Peste 100 de mineri au protestat timp de o săptămână în subteran la mina Lupeni pentru a-și cere drepturile salariale. Ministrul Muncii Raluca Turcan a declarat că această situație trebuie rezolvată cât mai curând, astfel că a fost elaborată o ordonanță de urgență publicată deja în Monitorul Oficial, prin care plățile vor fi făcute de către Complexul Energetic Hunedoara din Fondul de Garantare al Salariilor. Prima tranșă va fi în 25 februarie. Vom aproba în ședința de guvern o hotărâre de guvern prin care vom elabora și prezenta normele de aplicare pentru procedura de realizare a plăților. Vom aloca bani în 3 tranșe pentru drepturile salariale restante. În prima tranșă vom acorda și bani pentru plata subvenției de căldură. În zilele de 25 și 26, minerii să poată să încaseze drepturile salariale restante și de asemenea o parte dintre beneficiile restante. Reprezentanții Complexului Energetic Hunedoara le-au cerut minerilor să oprească protestele. Stimații otaci, e că trebuie să ne oprim. Eu vă mulțumesc pentru ce ați făcut până acum. Avem asigurările. Nu cred că mai sunt motive să continue greva în Valea Jiului. O să ne ocupăm de reorganizarea actualului complex energetic Hunedoara. În total sunt peste 3.000 de oameni care se află în activitatea minieră, plus aproximativ 1.000 de oameni din activitatea de energie și cei 100 de mineri blocați în mină. Da, așa cum vă spuneam, Virgil Popescu, ministrul energiei, aici în platou la Actualitatea. Bună seara, domnule ministru! Bună seara! Ce s-a întâmplat până la urmă în Valea Jiului? Că ne-a trimis în anii 90 cu gândul... E doar cu gândul, pentru că lucrurile întâmplate acolo. Faptic nu s-a întâmplat. Eu am și spus la un alt post de televiziune... Nu s-a la București. Eu nu cred că se mai pot întâmpla în România anului 2021 ceea ce s-a întâmplat în anii 90 și vreau să cred că nici... Ortacii din Valea Jiului nu s-au gândit la așa ceva. Cred că premierul i-a trecut prin cap, pentru că am văzut declarația de astăzi. În mandatul meu nu se va întâmpla o minerie erau probabil de lui anumite, Ionuiescu, zicea Florin Cățu. Anumite voci de acolo care nu cred că reprezentau minerii care au solicitat la un moment dat să discuta, dar nu cred că ortacilor le-a trecut prin minte să vină din nou în București. Eu cred că pur și simplu au protestat pentru întârziere la plata salariilor. Eu am avut încă de vineri discuții cu liderii de sindicat. Vine la ora 10 am avut discuții cu liderii de sindicat. Problema plății salariilor era rezolvată. Vineri seara a apărut publicată în Monitorul Oficial ordonanța de urgență cu privire la posibilitatea ca și companiile aflate în insolvență să poată beneficia de acest fond de garantare a creanțelor salariale. Premierul a fost foarte deschis, a venit la Ministerul Energiei, a discutat și dânsul cu liderii de sindicat, același lucru le-a spus. Pe perioada de weekend, în sâmbătă și duminică, acest lucru, ați văzut, protestul a luat oarecare amploare. De weekend au venit foarte mulți politicieni, au încercat să se suie pe valul de proteste, cu toate că oamenii își declarau cu adevărat nemulțumirea pentru întârzierea plății salariilor. Nu cred că a fost... de bun augur faptul ce au făcut anumiți lideri politici să se ducă acolo și să vorbească. Cine însă nu s-a dus acolo, sunteți chiar dumneavoastră, domnule ministru, și asta am înțeles că vi s-a reproșat în partid, că ar fi trebuit mergeți la fața locului doar să discutați telefonic. Am văzut și acea știre, nici nu s-a discutat așa ceva în ședința biroului executiv. Era bine dacă mergeați? A fost o informare pe care am făcut-o biroul executiv, am spus că m-am întâlnit cu minerii, eu sunt un om care când spun un lucru, îl și fac. Și când am spus că am rezolvat problema salariilor,
O rezolvasem de vineri. Nu cred că prezența mea ar fi fost benefică sâmbătă și duminică, în condițiile în care știam că din fondul de garantare, și am spus-o duminică, creanțelor salariale nu se pot plăti ajutorul de tichetele de masă, ajutorul de transport, pe care minerii îl solicitau. Și nu te poți duce fără soluții în Valea Jiului. Deci nu era soluție de propus în Valea Jiului, nefiind găsită soluția. Soluția s-a găsit astăzi, de către doamna ministru al muncii, doamna Turcan. Și acum, sigur, după ce soluția este găsită, astăzi am aprobat în ședința de guvern din seara aceasta normele metodologice, sigur că putem discuta mai departe de soluția pe termen lung. Când avem toate soluțiile conturate, vom merge cu certitudine și vom discuta și cu minerii. Deci nu e vorba de, de a merge. Problema este să te duci să rezolvi, nu să te duci să te urci pe un val de simpatie sau pe ceva de genul acesta. Trebuie să te duci și când spui un lucru, trebuie să te ții de el să-l faci. Și eu am această obișnuință și mi-am făcut-o, și cei care mă cunosc și care sunt colaboratorii mei și inclusiv adversarii politici știu că dacă spun un lucru, îl fac. Nu aveam ce să le comunic că le rezolv sâmbătă și duminică problema cu tichetele de transport și atunci nu te duci să nu rezolvi o problemă. Te duci când ai problema rezolvată și când am problema rezolvată, o să mă duc. Mă gândeam că, spre deosebire de anii 90, că ziceați că nu sunt chiar atât de multe asemănări, ne-am rafinat și avem un minister al energiei. Iată, nu trebuie să mai ducă până acolo președintele țării sau prim-ministrul, ci un ministru de resort care se ocupă de subiectul ăsta foarte punctual. De aia întrebam dacă n-ar fi fost oportun pentru oamenii să iei inclusiv ei contact cu ceea ce înseamnă un ministru al energiei sau un minister, dacă vreți, un portofoliu al energiei care îi privește pe ei. Am avut delegația tuturor minelor, am avut-o la minister. Vineri am primit-o la minister și eu și premierul la Ministerul Energiei, am discutat cu dânsii. A venit inclusiv premierul, i-au rămas în București. Astăzi am primit încă o dată, am avut o discuție cu dânsii, deci am fost permanent în contact și m-am întâlnit cu reprezentanții minerilor, încercând să găsim soluțiile care până la urmă... Cei de acolo reclamau că dușurile sunt cu apă înghețată, că se duc în mină ca în fundul pământului, nu știu dacă mai este. Se reproșeau tot felul de lucruri. Este evident că nu e meserie ușoară. Cu siguranță, asta evident că nu este o meserie semie ușoară. Mă gândeam dacă folosea să mergeți acolo și să vadă că cineva le acordă atenție la fața locului. Voi merge cu certitudine acolo, în condițiile în care am rezolvat această problemă și vom rezolva și problema pe termen lung a complexului energetic Hunedoara și evident că vom vedea ceea ce s-a întâmplat acolo. Și să știți că în această perioadă, pe lângă ce ați văzut la televizor, am primit și eu foarte multe mesaje de la oameni, chiar de la mineri de acolo, în care îmi spuneau niște lucruri care se întâmplă totuși în acele mine și care nu sunt la locul lor. Și în perioada următoare, după ce finalizăm și ne liniștim, să mă asigur că în zilele următoare, în săptămâna aceasta, banii vor ajunge către complexul energetic Hunedoara și la mineri, ne vom uita pe aceste aspecte, pentru că lucrurile, ca să putem să le punem pe bază serioasă și să poată funcționa în continuare cele două companii care vrem să le creăm, una către administrația locală și devine responsabilitatea administrației locale din acel moment și cealaltă care va rămâne la Ministerul Energiei, atunci ele vor trebui să fie viabile și nu vor trebui să mai întâmple lucruri care în momentul de față se pare că se întâmplă în complexul energetic Hunedoara. Care e problema de fond acolo? Că nu o să vă întreb care e problema de fond a mineritului românesc în secolul 21, că probabil că putem discuta foarte mult, dar din bucățele și pas cu pas, înțelegând fiecare situație în parte, poate că ne dăm seama cât ne costă și cât îi costă, de fapt, pe oamenii de acolo ceea ce se întâmplă în sistem. Că și ei sunt parte a problemei, poate că pot deveni și partea soluției. Evident că trebuie să fie partea soluției, chiar dacă problema este mai amplă la complexul energetic Hunedoara. Totul a plecat de la faptul că avem un complex energetic, o companie în insolvență, o companie care este administrată de administrator judiciar, avem un judecător sindic care împreună cu tabloul creditorilor iau deciziile acolo. Sunt un pic peste mâna Ministerului Energiei aceste decizii. Noi avem adevărat un administrator special care urmărește ceea ce se întâmplă acolo. Datoriile pe care le-a acumulat de-a lungul timpului și returnarea unui nou ajutor de stat care a fost acordat în anul 2015, dacă nu mă înșel, și a fost cheltuit ilegal, adică cheltuit în mod altfel decât s-a acordat. Și asta pot spune cu certitudine, s-a cheltuit altfel, pentru că Ministrul Finanțelor de la acea vreme nu a acordat ajutor așa cum a fost aprobat de către Comisia Europeană și de către Guvern, și l-a acordat cu în
întârziere după data în care se puteau cumpăra certificatele de CO2. Și în așa fel încât a fost cheltuit ilegal, a intrat în insolvență, datorii mai mari. În ce perioadă ne aflăm, mai exact? 2021. În 2019 a fost declarată insolvență. Sunt în procedură de reorganizare, au fost procese, contestații la insolvență, încercare de, la reorganizare, încercare de intrare în faliment, respingere în faliment, tablou creditor. Deci o procedură foarte lungă, birocratică și judecătorească, o procedură în care s-au adunat și se adună în continuare datorii. Producția de cărbune, trebuie să o spunem și pe asta, nu este suficientă în așa fel încât să-și acopere din vânzarea energiei electrice și a energiei termice costurile. Nu mai vorbim de faptul că ei nu-și cumpără, fiind în insolvență, nu-și cumpără certificate de CO2. Când ești într-o piață normală, pe lângă prețul energiei electrice, care în momentul de față pentru termocentrala de la Mintia este de 500 de lei pe megawatt, iar pentru cea de la Paroșeni în jur de 400 de lei pe megawatt fără certificatele de CO2, ceea ce gândiți-vă că e un preț foarte mare, nu este competitiv. Ei produc cu 500 de lei și vând cu 200 și ăsta e prețul pieții. Deci diferența asta se pierde undeva. Diferența asta, asta e o problemă sistemică a mineritului românesc de ani de zile, nu de după Revoluție încoace, din primii ani de după Revoluție. Eu nu cred că e o problemă neapărat a sistemului și a mineritului, cred că e o problemă a managementului de acolo, care a fost foarte prost și care a acumulat datorii de-a lungul timpului. Să nu uităm, Complexul Energetic Hunedoara este succesorul altei companii care a intrat la rândul ei în faliment, s-au șters datoriile, s-a făcut Complexul Energetic Hunedoara fără datorii și acum... Un moment, după, da, asta se întâmpla la suprafață, ca să zic așa, și la propriu și la figurat, domnule ministru, pentru că ce se întâmpla în subteran probabil că necesita o retehnologizare după mineritul comunist, evident, care să se producă evident, repede, masiv și să nu ajungem la dacă am fost, am fost cu premierul de anul trecut, cu Ludovic Orban, am fost în Valea Jiului, am văzut cum lucrează minerii, am discutat, acolo nu este tehnologie. Acolo tocmai se lucrează destul de rudimentar și înțeleg. Vor produce și înțeleg, mai scump decât vând și înțeleg și că sunt, cervicios. Că sunt, au o muncă foarte grea și normal să fie plătiți pentru munca care o fac. Tocmai de aceea când gândim acum cele două companii, le gândim în așa fel încât să nu mai ajungem în această situație. Spargerea în două companii rezolvă și problema asta a tehnologiei folosite și a faptului că ei produc mai scump decât vând? Spargerea în două companii va rezolva, dacă o gândim bine, va rezolva problema celor și acest lucru. Va rezolva pentru că aceste două companii vor trebui să treacă un test birocratic în prima fază. Vor trebui să treacă un test al investitorului privat și dacă testul, adică ce înseamnă, dacă dacă un investitor privat ar face acest lucru. Și atunci va trebui să demonstrăm și să justificăm foarte serios faptul că producția care se va scoate din acele mine vândută prin termocentrala de la Paroșeni în energie electrică, și aici este un avantaj, termocentrala de la Paroșeni este termocentrala care are o tehnologie bună, o tehnologie japoneză și este cu aviz de mediu, are cele mai reduse norme de mediu, de CO2. Deci este, are un randament foarte bun și pot să-și asigure veniturile necesare plătii salariilor. Până acum, termocentrala de la Paroșeni n-a prea funcționat. A funcționat mai mult termocentrala de la Mintia, fiind legată de încălzirea municipiului Deva. Și funcționau și cu cărbune. Cei de la autoritățile locale din Hunedoara doresc doar termocentrala, nu doresc mine și doresc să aducă cărbune în altă parte. De fapt, cum sunt cele patru mine în momentul de față, două în procedură de închidere, pe final procedură de închidere și două viabile, nu pot să asigure cărbune să funcționeze ambele termocentrale. Deci asta este evident. Se califică aceste viitoare companii la a fi conduse de management, știu eu, management privat din afara sistemului de stat, cum s-a mai încercat la anumite companii ale statului, în speranța că poate iese ceva bun? Sigur că se califică. Sunt companii care se pot aplica ordonanța 109. După ce le facem, evident că vrem să le punem, nu vrem să ajungem în această situație, vrem să le punem pe rentabilitate și vrem să le punem pe picior de egalitate cu celelalte companii. Uitați-vă la Complexul Energetic Oltenia, care, unde sunt 12.000 de oameni angajați, este într-un proces de restructurare, i s-a acordat un ajutor de salvare și acolo se lucrează în continuare, se extrage cărbune din cariere, adevărat, de suprafață, nu vorbim de mine, deci e mai ușor și acolo e mecanizat, iar prețul de producție a energiei acolo este mult mai mic față de ce se produce la Hunedoara. Deci avem companie pe bază de cărbune care este în piață, funcționează în piață, e adevărat, într-un proces de restructurare care îl dorim aprobat la Comisia Europeană,
așa fel încât să avem în 2026 un mix cărbune, energie regenerabilă și gaz. Pentru că avem nevoie de un combustibil de tranziție. Eu am spus, nu putem scoate din sistemul energetic național 20% din producția pe bază de cărbune, de energie electrică, și să ne punem peste noapte. Da, putem treptat, folosind gazul. Dar din 20%, 19% produce Oltenia, sau 18% și 1% și produce Hunedoara. Cam astea sunt procentele din total producție din sistemul energetic național. Cam 1% se produce la Hunedoara. La ce trebuie să se aștepte acești oameni care spun nu știm ce ne așteaptă după cele 2-3 luni? Împărțirea și eventual filtrarea numărului de angajați în concordanță cu ceea ce se urmărește să mai rămână din aceste companii? Se lucrează în acest moment în paralel cu plata salariilor, se lucrează de luni bune, de anul trecut, de fapt, lucrăm la această procedură de reorganizare. Unii dintre ei vorbim de locurile de muncă, adică? Există. Minele care sunt închise și de procedură de închidere au deja un plan aprobat, și sunt două mine în procedură de închidere, un plan aprobat care, în baza acelui plan, ulterior, ușor, se reduce numărul de personal. Trebuie să vedem ce facem cu acei oameni, că nu trebuie să-i lăsăm fără să aibă un venit. Și chiar am discutat în guvern și cu ministrul fondurilor europene, cu domnul Ghina, de acel fond de tranziție justă, pentru că trebuie să-l folosim. A venit momentul să-l folosim și trebuie băgați bani în zonele monoindustriale, cum este Valea Jiului, în așa fel încât să putem ajuta oamenii să-și găsească un alt loc de muncă. Bun, acum ziceți că trebuie înlocuit genul ăsta de producție cu un altul, măcar treptat, pas cu pas. Ne uităm un pic la exploatarea gazului din Marea Neagră, domnule ministru. Ce ar trebui să se întâmple și când, după ani de controverse legate de... Ce va întâmpla anul acesta? Modificarea legii offshore? Legate de cât le dăm, cât concesionăm, retorica PSD, ne amintim cu toții, ne spoliază resursele, acei alții, pe de altă parte, spun fără garanții, noi nu venim să investim aici pentru că e extrem de costisitor și nu suntem siguri de ce putem obține. Acum, haideți să plecăm de la ce avem. Avem un perimetru Neptun Deep, care este cel mai bogat, cea mai bogată descoperire, unde este deținut 0,5% de Petrom, compania românească deținută la rândul ei 51% de OMV, statul român mai are 20% în Petrom, și de către Exxon, compania americană Exxon. Compania americană Exxon dorește să vândă, dorește să iasă din această, din această participație. Eu am spus și suntem în negocieri că dacă Exxon dorește să iasă, doresc ca compania românească Romgaz, compania deținută 80% de statul român, să intre, să preia acest 50% al Exxon. Se discută între companii, se va ajunge la oferte, se va ajunge la o negociere și eu sunt convins că în cel mai scurt timp vom avea Romgaz ca și acționar, sau să zicem, ca să dețină o parte de 50% din zăcământul Neptun Deep împreună cu compania tot românească, că e o companie românească Petrom, chiar dacă este deținută de austrieci, OMV Petrom. În paralel, s-a dorit de toți investitorii din Marea Neagră schimbarea legii offshore în Parlament. Noi am spus și ne am afirmat și am trecut în programul de guvernare că vom modifica legea offshore în așa fel încât să putem demara investițiile din Marea Neagră. Dar am mai spus și am susținut acest lucru și colegii din coaliția de guvernare au fost de acord că acest lucru îl vom face în Parlament. Nu în guvern, nu ordonanță de urgență, nu proiect de lege trimis de către guvern în Parlament, ci proiect parlamentar, pentru că îmi doresc tocmai ca să, ceea ce a spus dumneavoastră, să existe nu numai o majoritate guvernamentală, ci o majoritate mai largă pe acest proiect, care e un proiect major. Cât de ușor e de obținut majoritatea asta mai largă? Să știți că se conturează. Nu că cred la că... buget îmi imaginez că toată lumea, mă rog, mai mult sau mai puțin, va urma linia coaliției de guvernare. Nu depuneți amendamente, nu ne șicanați. Dar la un astfel de proiect cu astfel de miză? Nu cred că vor fi... O să vedeți, o să aveți surprize plăcute, eu așa zic. Eu nu cred că vom avea... Bine, cu excepție, evident, că suntem în Parlament, nu suntem unanimitate. Suntem diferiți, dar eu cred că vom avea o majoritate mai mare decât majoritatea guvernamentală pe modificarea acestei legi offshore. Și o să vedeți cât de curând discuțiile în Parlament. Să nu uităm, că nu vreau să repetăm greșeala care s-a repetat. Ordonanță de urgență
în guvern, dată de un guvern PSD, modificată în Senat, modificată înapoi în Camera Deputaților, iară modificată pe o majoritate foarte solidă a PSD-ului de la acea vreme. Eram în Parlament, sunt în Parlament, am participat foarte activ la construcția legii, la construcția legii Oșor. Nu vreau să se întâmple acest lucru, de aia vreau să mergem pe o dezbatere direct parlamentară, pe discuții și pe o majoritate mai mare decât cea guvernamentală pentru modificarea legii offshore. Unde ne plasează rezolvarea acestei probleme, domnule ministru, pe harta, nu știu, energetică a Europei, să zicem, a Uniunii Europene și cât răspunde nevoilor noastre de consum, dacă deci, se reușește eu cred că vom scoate din Marea Neagră mai mult decât putem consuma noi. Dar avem răgaz până în 2025, probabil, când ar putea să iasă prima moleculă din Neptune Deep. Și aici aș face o paranteză. Primul gaz românesc, prima moleculă de gaz românesc din Marea Neagră va fi anul acesta. Va fi scoasă de către compania Black Sea Oil & Gas din alt perimetru, Aurora, în zona de nord a litoralului și vor scoate primul gaz românesc. Este o descoperire mai mică, este un perimetru mai mic decât Neptune Deep, dar va ieși primul gaz românesc din Marea Neagră. Deci vom avea anul acesta primul gaz scos din Marea Neagră. Dar întorcându-mă la întrebarea dumneavoastră, da, România este producător de gaze, este printre puținii producători de gaze din Europa și până când va ieși gazul cel mult, să zicem așa, din Marea Neagră, avem timp să construim mai multe centrale de energie electrică cu producție de gaze și aici l-aș vedea în interiorul arcului carpatic, pentru că zona aceea a Transilvaniei nu este o zonă unde se produce și de aceea și Mintea și Paroșeni sunt acolo, sunt foarte importante de ținut și de tehnologizat, de trecut parțial pe gaze și de ce nu și altele. Avem proiectul de la Halânga, care este un proiect în zona mea de unde locuiesc, unde a fost o termocentrală, s-a închis, deci ceea ce s-a trecut, trece complexul energetic cu Negoara, a trecut regia de activități nucleare în orașul meu. Tot pe vremea PSD-ului a fost închis, efectiv, și s-a absolvit cu greu forța de muncă, dar s-a absolvit de acolo. Trebuie pus în loc o nouă producție de energie electrică și, evident, trebuie gazul procesat pe o valoare adăugată mai mare. Și aici vorbim de dezvoltarea petrochimiei. Iar RomGazul are un prim proiect de producția metanolului, care este primul pas spre petrochimie. Și eu cred că până când iese gazul, putem discuta de proiecte și de a avea capacități de consum, de producție a gazului în interiorul României. Evident, dacă avem surplus de gaze și vom avea surplus de gaze, acestea trebuie vândute. Iar România poate deveni un furnizor de gaze pe piața regională și să nu uităm dezvoltarea rețelei de distribuție a gazelor naturale și încălzirea populației cu gaz. Proiecte de genul centralei de la Cernavodă, de unde i-am izgonit pe chinezi, sau mă rog, n-am mai bătut palma cu ei, ca să o spun altfel. Nu i-am izgonit. Din planurile noastre, să zicem așa. Eu zic așa. Că am luat o decizie strategică. După 7 ani în care n-am tot învârtit și n-am concretizat nimic, a venit momentul să gândim, facem asta ceva sau ne mai întoarcem. Deciziile astea strategice vor rămâne în aceiași parametri, da, sau ne putem gândi că, eu știu, poate odată cu schimbarea administrației de la Washington, și poziția față de China devine alta, și poziția României față de China devine alta în privința investițiilor strategice. Nu știu care va fi poziția americană vis-a-vis de China, dar știu poziția noi administrației vis-a-vis de proiectul de la Cernavodă și nu s-a schimbat cu absolut nimic. Este o continuitate vis-a-vis de proiectul unității 3 și 4 de la Cernavodă, construcția unității 3 și 4 de la Cernavodă și a retehnologizării. Noi lucrăm în continuare, așteptăm noul secretar, noua secretară pe energie americană să discutăm, dar între timp avem contacte la nivel tehnic cu personalul de acolo și discutăm, mergem mai departe cu proiectul. Deci nu se va întâmpla nimic, proiectul merge mai departe, se lucrează, nucleară electrică lucrează și am spus că vrem să-l facem într-un consorțiu american, canadien, francez, românesc și așa îl vom face. Bun, mai lămuriți-ne o chestiune apropo de aceste companii care funcționează. A existat un întreg scandal legat de așa numita privatizare a acestor companii sau de scoaterea pe piață, de tranzacționarea unei părți din acțiunile acestor companii ale statului. Și aici, sigur, există două filozofii. PSD-ul, care voia să nu se înstrăineze acțiuni ale statului la aceste companii, dumneavoastră, care spuneți, stați puțin, că nu înstrăineți
Dinăm companiile, nu le dăm străinilor, propriu-zis, și încercăm să le facem, să le plasăm mai bine pe piață. Explicați-ne puțin. Aici vorbim de o ipocrizie a PSD-ului, Lis. Și vorbim concret de listarea la bursă a unui pachet de 10 sau 15% al hidroelectrică. Păi cine a început acest proces? PSD-ul. Ei au început acest proces, dacă l-au început doar ca să arate partenerilor europeni că vor să facă și asta. Nu-l continuați, bănuiesc, doar așa ca să arătați că l-au început. Nu, vreau să vă zic de limbajul dublu. Adică atunci când erau la guvernare, vreau să facă acest lucru, acum că nu mai sunt la guvernare, nu-i bun acest lucru. Nu, acest lucru, listarea unor pachete minoritare pe bursa unor companii, este un lucru benefic. Este un lucru benefic și eu îl susțin. Evident, în paralel cu ceea ce am spus, nu vom pierde controlul strategic al statului român în nicio companie acolo unde statul român îl are din domeniul energiei. E vorba de bani pur și simplu? Aici de e vorba de a capitaliza. E vorba de a capitaliza. Gândiți-vă că hidroelectrica câți bani poate obține pe un 10, pe un 15% și gândiți-vă de potențialul de investiții care poate să-l aibă din această listare la bursă pentru fermele eoliene din Marea Neagră, de exemplu, offshore din Marea Neagră. Să facem energie eoliană în Marea Neagră. Deci trebuie bani și pentru acest lucru. Aceasta este o modalitate de a funcționa. Plus, dezvoltarea bursei de la București, în cooperare cu bursa de la Londra sau cu oricare de bursă, dezvoltarea pieței de capital odată cu, cu această listare. Eu cred că odată cu adoptarea legii de abrogare a legii 173 în Parlament, cred că acest proces se va da drumul, dar repet, nu vorbim de o privatizare. Deci privatizare înseamnă că dai o societate altcuiva, statul nu mai deține, o deține altceva, vorbim de listarea unor pachete minoritare fără a pierde controlul strategic al statului în zona de energie. Pentru că eu nu pot vorbi decât de zona de energie. Scandalul facturilor la curent electric nu pare că s-a încheiat. 70% dintre respondenții unui chestionar spun că ANRE, arbitrul pieței de energie, nu e informat pe consumatori în legătură cu schimbările care urmau să se producă începând cu anul acesta. Comisia Europeană a intervenit și confirmă că a primit plângeri în legătură cu felul în care s-a comportat ANRE, mă rog, arbitrul pieței, este el numit, în această chestiune. Acum, lămuriți-ne puțin, urmează să se rupă pisica în povestea asta, să se spargă buba dacă vreți, cine a greșit să plătească, să fie schimbat și lucrurile să... Adică până acum suntem așa, încercăm să peticim din mers ceva ce nu s-a făcut anul trecut. Contraziceți-mă dacă n-am dreptate. Nu, aveți dreptate. ANRE, care este reglementatorul pieței de energie electrică și gaze naturale, nu și-a făcut treaba la liberalizarea prețului la energie electrică. La gaze naturale și-a făcut-o. Acolo n-am avut aceste probleme și în ciuda declarațiilor furnizorilor că vor crește prețul, eu spunând că vor scădea, au scăzut prețurile. La energie electrică, când s-au apucat să facă comunicarea, era deja prea târziu. Un ordin, după părerea mea, foarte prost dat, care trecea 6 milioane de clienți într-o piață a serviciului universal scumpă și aștepta ca într-o lună de zile acești clienți să-și caute un furnizor pe piața concurențială. Eventual neinformați fără să-i anunțe nimeni. Eventual neinformați fără. Așa ceva, s-au anunțați pe 33 decembrie, cum noi am mai vorbit. Exact. Da. Deci așa ceva nu se poate. Deci este ilogic ceea ce au încercat. După aia au încercat să prelungească la 3 luni. Iară nu se poate face nici în o lună, nici în 2, nici în 3, nici în 7. Și atunci au schimbat modalitatea. Am ieșit public și eu și Consiliul Concurenței și am spus nu se poate face așa. Nu pui furnizorul în centru și astăzi clientul să ducă la el, ci trimis clientul către furnizor să se bată pe piața clienților. Și asta am făcut. S-au schimbat ordinul în 20 ianuarie. Au obligat furnizorii. De fapt, a fost un gentleman agreement între furnizori și ANRE, Ministerul Energiei și Consiliul Concurenței, că toți și vreau să-l văd că și respectă furnizorii în factura lunii februarie, că vor încheia contracte la prețul cel mai mic pe care îl oferă, evident cu un artificiu contabil, preț în factură să apală prețul serviciului universal, discountul până la nivelul prețului concurențial și vor trimite lună de lună oferte în plic cu formular de acceptare ofertei către fiecare client care l-au în portofoliu, în așa fel încât clientul să fie informat și să poată accepta timp de 6 luni de zile acest lucru. După 6 luni de zile, dacă un client nu-și găsește în altă parte un furnizor mai bun decât cel care îl are, nu acceptă nici oferta furnizorului care e mai mică decât ce și o vede prin discountul care este oferit în factură, atunci normal înseamnă că dorește să rămână în serviciu universal și dispare discountul din factură.
Care e lecția care se desprinde din episodul ăsta? Pentru că, așa cum remarcați și dumneavoastră, ANRE în alte situații nu a dat rateuri. S-a comportat așa cum trebuia să comporte un arbitru și un, cum să spun, un mediator în relația cu cetățenii, dacă vreți, între piață și consumator. De data asta, însă, acuzațiile diverselor observatori, ONG-uri din domeniul energiei au fost că ANRE a pus mai degrabă furnizorul în centrul poveștii, exact cum zicea și noastră. Și să vă și mă întreb dacă, iertați-mă, mie jurnalistica asta miroase a conflict de interese într-un anume fel. Atâta vreme cât ai chemat la masă furnizorii să discuți cu ei despre procedură, dar ai ocultat asta pentru consumator, cum se poate numi? Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă eu și Consiliul Concurenței nu reacționam și nu reacționam destul de vocal în a le spune că nu așa se face. Probabil că mergeam mai departe. Am fost dezamăgit de anumiți colegi din ANRE, nu vreau să le dau numele, care susțineau în continuare că metoda ca cu trecut un serviciu universal și să așteptăm clientul e metoda optimă. E metoda optimă. Ori este evident că nu este, adică evident arătau evidența care nu există, care nu există acolo. Și până la urmă au încercat, probabil că răspunsul Comisiei Europene vine în urma unei scrisori pe care ANRE-ul a încercat să ceară sprijinul Comisiei Europene, iar răspunsul a fost destul de brutal al Comisiei Europene către ei. Ba mai mult, ne-am trezit și cu o atenționare vis-a-vis de ceea ce nu se luase în discuție, vis-a-vis de faptul că aveți grijă, trebuie să deschideți și piața bursieră, nu mai merge să aveți doar o singură bursă de energie, bursa OPCOM. Adică, dintr-un lucru, în loc să-l facă bine făcut, ne-am trezit și cu o posibilă problemă pe capul României. Asta vine de împărțit fostul minister al economiei, antreprenoriatului, turismului, între dumneavoastră și Claudiu Năsui, sună urât actualul împărțit. Ministru. Am finalizat procedura de separare a celor două ministere. Cum am mai spus, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, minister care a funcționat anul trecut, le îngroba pe toate. Din el se desprinde Ministerul Energiei cu absolut tot ce ține de domeniul energiei, trece la Ministerul Energiei și Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului ia restul activităților care rămâneau în vechiul minister, după care odată cu înființarea acestor două ministere dispare, se desființează Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Săptămâna trecută am avut o întâlnire în coaliție, ne-am înțeles pe absolut anexele care erau în discuție, companiile care țin de domeniul energiei au trecut la Ministerul Energiei și acum hotărârile de guvern sunt pe circuitul de avizare. Eu sper să le introducem cât mai repede. Ar fi dorit domnul Năsui să păstreze la Ministerul Economiei anumite companii care teoretic intră în sfera energiei? Dânsul la un moment dat ar fi dorit ca companiile care au fost la vechiul Minister al Economiei să rămână la vechiul Minister al Economiei. Ori, dacă a fost odată o împărțire proastă și de exemplu... Atunci rămâneau toate, ceva n-are sens. Împărțire proastă în 2012, nu, era de exemplu, vorbeam de agenția nucleară și de deșeuri radioactive, care este strict legată de nuclear electrică și de deșeurile, combustibilul uzat de la nuclear electrică și la faptul că trebuie să construiască un depozit de deșeuri radioactive. Ori aceasta este clar legată de energie, este legată de societatea nucleară electrică. Dar această agenție, pe vremea lui vechilor guverne, n-a fost la Ministerul Energiei, a fost la Ministerul Economiei. Da, așa, în urmă cu 6 ani, era un singur minister. Adică nu putem... Nici minister al energiei nu aveam. Aveam un ministru delegat, dacă mi-am amintesc guvernarea PSD pentru exact, energie. A fost ceva de genul ăsta. Deci nu putem lua ca o referință ce a fost. Și a fost foarte clar, a fost o discuție. Domeniul energiei. Nu ne mai interesează ce a fost înainte. Domeniul energiei se duce la Ministerul Energiei, restul domeniilor rămân la Ministerul Economiei. Asta a fost discuția. Știți ceea ce arată din afară? A dorința de a avea cât mai multe astfel de unități pe care să le mai populăm cu, eu știu, membrii ori USR Plus, ori PNL, ori UDMR, mă rog, nu știu, apropo de componentele acestei coaliții. Nu știu dacă chiar așa arată. Eu vă spun că asta a fost realitatea. Până la urmă ne-am lămurit. Domeniul energie, că sunt companii mai puțin Transelectrica și Transgaz care nu pot să fie la Ministerul Energiei, dar sunt la Secretariatul General al Guvernului,
ele nu pot fi, că ar fi venit și ele, din cauza unei directive europene care spune că nu poți să ai și producătorii și transportatorii de energie electrică și gaze naturale. Știați, domnule ministru, de posibilele fraude pe această măsură 3? Nu, doar ce am văzut în presă. Păi nu, adică se contura ceva încă de atunci? V-a dat cineva de bănuit, cum îi dă actualului ministru, că ceva e în neregulă, că văd că până la urmă a intervenit și corpul de control al premierului în toată povestea asta. Ceva se întâmplă acolo. Eu am deschis măsura 3 în 4 decembrie. 4 decembrie am deschis măsura 3, cât am fost ministru, și a avut dată de încheiere a măsurii 3 de ultimele depuneri, 31 ianuarie. Eu în 23 ianuarie am depus jurământul ca ministru al energiei, am predat, am plecat mai departe. N-aveam de unde să știu ce se întâmplă la depunerile, la măsura 3. Eu zic că și măsura 1 și măsura 2 și măsura 3 sunt măsuri binevenite și au fost bine gândite. Cu siguranță și, se pare însă că unii încearcă să fraudeze granturile, despre asta e vorba. Nu din minister, aplicanți. La aplicanți e adevărat, am fost întrebat când am dat drumul și la măsura 1 și la măsura 2 și la măsura 3 dacă îmi doresc cont în aplicație, am spus nu. Nu trebuie cont în aplicație. Asta a fost interacțiunea mea. Discutam cu oamenii de acolo și le ceream în fiecare zi situații, cât s-au înscris, câte dosare au evaluat, câte au fost plătite. Aveam o situație centralizatoare zilnică care mi se aducea la cunoștință. Un Excel în care spuneam efectiv număr total de firme. Nu m-a interesat niciodată ce companii sunt, cum sunt, cine vine, cu ce vine și nu cred că interesează și nu cred că un ministru trebuie să-l intereseze acest lucru. Din păcate s-a ajuns la un scandal în presă care dăunează mediului de afaceri și dăunează acestor măsuri. Dacă acestor e o fraudă măsuri sau o suspiciune de fraudă, bănuiesc că ea trebuie lămurită, indiferent cât de mult vă place dumneavoastră sau celorlalți miniștri sau premierului chiar, care și el s-a arătat surprins de povestea asta. Evident că adică trebuie lămurită. Eu aș fi fost un pic mai atent mai atent cu declarațiile. Nu aș fi pus și am exemplu electric apal, un program care îl gestionăm noi, Ministerul Energiei. Nu aș fi pus direct din calculator punctajul, pentru că ăla nu este un punctaj real. Este un punctaj pe care îl dă calculatorul, dar evaluatorii pot să elimine anumite când se uită în proiect să vadă dacă a cumpărat, vrea să cumpere clădire de birouri sau apartament. Evident că nu e eligibil, îl elimin. De ce să-l pun care punctaj 100%? De ce? Ca să agit spiritele, ca să fac anumite lucruri? Eu la Electricap nu am pus punctajele, pentru că punctajele date calculator nu sunt punctajele reale. Vom publica punctajele care vor fi punctajele reale ale aplicației, în urma evaluării. Deci cred că s-au luat niște decizii pripite, nu știu cine le-a avut acea decizie. Acolo care a acționat, a agitat spiritele și s-a ajuns în situația aceasta care nu trebuia să se ajungă. Din păcate, odată cu sesizarea DNA-ului, trebuie lămurit acest aspect, dar probabil că fondurile vor fi blocate pentru o perioadă de timp. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Ne întoarcem la actualitatea în câteva momente. Sute de mii de decese în Statele Unite din cauza COVID-19. Pe de altă parte, există și o veste bună, încearcă specialiștii să ne convingă în acest moment că se conturează această veste bună, și anume că se atinge încet, încet, așa numită imunitate de grup. Detalii imediat. Aproape jumătate de milion de decese în Statele Unite ale Americii din cauza COVID-19. Un bilanț tragic al acestei perioade, marcat și de presa americană. New York Times, de exemplu, astăzi a avut ideea de a avea o primă pagină plină de puncte tipografice negre, ceea ce arată simbolic numărul morților înregistrate până acum. Vestea bună, dacă se poate numi de așa ceva, este că încet, încet America se îndreaptă către așa numita imunitate de turmă sau imunitate de grup. Vorbim despre asta cu doctorul Teo Trandafirescu, în direct cu noi din New York. Bună seara, domnule doctor! Bună seara, vă salut! Avem conexia destul de proastă, vă spun. Încercăm să facem față acestor provocări. Asta e perioada și astea sunt conexiunile supra-solicitate. Spuneți-ne, vă rog, în primul rând, cât de mult putea duce sau putea preveni, să zicem, sistemul din aceste decese, dacă, eu știu,
poate comportamentul era altul sau poate ceea ce recomandau specialiștii sau autoritățile sau fosta administrație, eu știu, era pus în practică în acest mod. Bilanțul ăsta de jumătate de milion de decese, care sigur e cutremurător, nu știu, putea fi mai mic astăzi în anumite condiții? Am înțeles întrebarea fragmentată, o să încerc să răspund. Este o realitate destul de dură, mortalitate mare, dar este și o morbiditate foarte mare. Momentan, spitalele din New York nu cred că mai pot să facă față la un al treilea val. Avem complicații cronice, avem pacienți de peste o lună, de săptămâni de zile în spital, pe care nu reușim să-i ducem, să-i scoatem de pe oxigen. Deci sistemul medical este testat. Suntem aproape de saturație, ca nivel de resurse umane, personal sanitar, poate și ca nivel de resurse materiale, de echipamente de protecție. Da, acum vaccinarea, sigur, probabil va mai reduce din răspândire. Ați pomenit de un nou val. Există temeri și acolo, domnule doctor, că un val 3 s-ar putea produce din cauza acestor noi tulpini britanică, sud-africană, care fac virusul mult mai contagios? Aceste noi variații ale virusului sunt mai contagioase, cu cel puțin 30%. Dar din ce spun specialiștii, studiile sunt în continuare. Deci trăim într-un studiu și ne uităm la datele raportate de Israel. Se pare că ar avea acoperire pe aceste noi variante. Deci dacă ești vaccinat, ești protejat și e o formă mult mai ușoară a bolii. Așa cum spunea toată lumea, este o răceală. Deci transport dintr-o boală cu severitate foarte ridicată la o boală cu formă mult mai simplă și mai ușor tratabilă. Și eviți spitalizările. Da, a făcut vâlvă acest articol al unui doctor american și despre asta aș fi vrut să vorbim câteva clipe, care spune că pe traiectoria curentă el se așteaptă ca pandemia să încetinească până aproape de dispariție în Statele Unite, undeva la începutul verii, pentru că se va fi atins imunitatea de grup undeva în luna aprilie sau atunci ar putea să se vadă semnele acestei imunități de turmă. Împărtășiți ideea asta sau există o comunitate în jurul acestei idei? Probabil că numai Dumnezeu știe când această epidemie se va termina. O dată calendaristică este destul de greu de dat. Dar imunitatea de turmă pentru COVID-19 este undeva între 70 și 80% din populație să fie imunizată. Dacă ne uităm la cei care nu cred în vaccin, dacă ne uităm la cei cu vârstă mai mică, la copii, este destul de greu să realizăm acest procent. Deci, în continuare, măsurile non-farmacologice sunt la fel de importante ca și vaccinarea. Vaccinarea împreună cu măsurile non-farmacologice, măsurile sociale ne vor duce spre noua normalitate. Probabil că vom fi nevoiți să mai trăim cu aceste restricții și să ne adaptăm. O imunitate de 80% este foarte greu de atins și prin vaccin și prin imunitatea dobândită după boală. În primul rând că nici nu avem date foarte clare cei care au anticorp, care au imunitatea dobândită. Deci nu avem nici capacitatea de testare a nivelului de anticorp la toată populația Americii. Foarte greu de spus că vom atinge acest procent. Să sperăm, toată lumea vrea. Vaccinarea este parte din acest efort multidisciplinar. Dar din nou, măsurile sociale non-farmacologice sunt foarte importante și trebuie respectate. Da, acest doctor din Statele Unite care publică, iată, editorialul său în Wall Street Journal, doctorul Marty Makary, chirurg și profesor la prestigioasa Johns Hopkins School of Medicine,
spune că dacă că având în vedere această tendință de scădere a numărului de cazuri cu 7% în ultima perioadă, dacă ar fi existat un medicament care ar fi făcut asta, l-am fi numit un medicament miraculos. De ce nimeni nu observă, se întreabă el, această scădere cu 7% care e un aspect crucial? Puteți să reperați, să repetați întrebarea, mă scuzați, s-a vruiat. Da, el spunea că e o scădere care trebuie remarcată, 77% scădere în rata de infectări. Nu observă nimeni cum se plânge el? El este mai optimist din ce văd din fire, ceea ce e foarte bine să fie optimist, dar dacă ne uităm la numere specifice, o imunitate de 75% este greu de realizat în timpul până în vară, probabil. Mi se pare foarte greu de realizat. Mulțumesc foarte Mie mult, domnule doctor. Mi-aș dori. Mulțumesc foarte mult, Silviu Mănăstire, dosar de politician imediat.